Dane, văd că e mare petrecere aici. Foarte mare, îmi pare rău că plouă și nu putem sta afară ca de obicei. O să fie grâu mare. O să fie grâu mare, dar nu prea avem loc aici să ne desfășurăm îmbunătățile astea, dar o să rezolvăm noi la noapte. Am înțeles. Stimați telespectatori, de obicei sunt alături de doamna Elisabeta Turcu. În această seară suntem alături de soțul doamnei Elisabeta. Bună seara și la mulți ani! Bună seara, la mulți ani! V-a trimis doamna Elisabeta să ne cântați? Reprezentant legal, dar fără cântat. Fără cântat? Fără cântat, da. A venit fără doamna. Doamna cântă și în această seară? Are program și l-a trimis pe dânsul reprezentant. Doamna are un botez și l-a trimis pe dânsul să vină la petrecerea noastră, că n-a lipsit niciodată. Doar aici puteți urmări nu pe doamna Elisabeta Turcu, ci pe soțul dumneai, pe domnul Cristi. La mulți ani! Bine, și doamna nu vine acum, dar puțin mai cu siguranță. O să o vedeți. Mulțumim mult de tot! Petrecere frumoasă! Petrecerea artiștilor, dragi prieteni, este abia la început. Dați-mi voie pentru început să-i dau și colegului meu un pic de șoric. Așadar, petrecerea artiștilor de aici, de la Cheia, este la început. Dumneavoastră, telespectatorii emisiunii Petrecere la Hanul Prahovean, sunteți privilegiați pentru că vom fi în mijlocul lor. Vom încerca să vă redăm din bucuria la care vom asista cu toții, bucuria artiștilor în seara Revelionului Artiștilor. Inima, sufletul petrecerii, Dan Ardelean, solist, organizator, realizator, la mulți ani! La mulți ani! Vreau să mulțumesc, Florin, tuturor artiștilor care au venit. Vreau să le mulțumesc că au venit la a 6-a ediție a Revelionului Muntenilor, dar sunt și olteni, sunt și moldoveni, după cum au văzut, și o să mai vadă telespectatorii noștri. Și vrem să mulțumim vouă pentru că ați fost alături de noi. Întotdeauna Valea Prahovei este alături de Prahova. Rămâneți așadar alături de Valea Prahovei, pentru că nu aveți ce pierde. Veți avea ce câștiga, vom avea o petrecere. Oameni buni, ca de obicei vă spune soacra mare. Știți, cei care veniți de obicei la Revelionul Artiștilor, mie mi se spune soacra mare. Vă mulțumesc din suflet că, iată, într-un an greu și într-o zi grea, am reușit să ne strângem câteva persoane. Mulțumesc lui Dumnezeu că suntem destul de mulți. Să petrecem și noi, artiștii, pentru că merităm să, o dată pe an, să ne strângem cu toții, să mai discutăm, să ne mai împrietenim și, de ce nu, să nu ne distrăm. Să începem petrecerea, suntem la masă și vreau să chem în fața dumneavoastră o tânără solistă, foarte tânără solistă, foarte talentată. Dumneavoastră, cei care iubiți Antena Satelor și ascultați Antena Satelor, îi ascultați vocea, cea care face dedicațiile muzicale marțea și joia. Camelia Andrei este un interpret deosebit și o să vedeți dumneavoastră. Camelia Andrei, care vă difuzează pe dumneavoastră, dragi colegi.